V-ați întrebat vreodată care este scopul vieții? Biblia sau Sfânta Scriptură ne spune următoarele în Evanghelia după Marcu. Cine vrea să fie mai mare între voi, să fie tuturor slugă, căci Fiul omului n-a venit să-i se slujească și ca El să slujească și să fie răscumpărare pentru mulți. Slugă este în sensul de a fi mereu gata de a face bine aproape lui, fără a aștepta o răsplată. Aristotel ne spune că scopul vieții este de a face bine și a servi pe alții. La fel de adevărat ne spune și Sfântul Serafim din Sarov, scopul vieții creștinești este dobândirea harului Duhului Sfânt, adică prin Sfintele Taine. Și tot Sfânt Serafim din Sarov ne mai spune că dobândiți pacea inimii și mii se vor mântui. Deci, dragi prieteni, singur vă alegeți, singur îmi aleg, fiecare cu părerea lui, acestea sunt opiniile. Am selectat 3 opinii, deja singur vă alegeți, să vă fie de folos, să trăiți.